Am în față câteva reviste Betel, pentru că în cei 20 de ani de existență acestei publicații, Dumnezeu ne-a dat har să putem face ceva pentru numele Său, pentru cei născuți după chipul lui Dumnezeu și pentru care ne luptăm ca să dobândească pe deplin chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Revista Betel a început în anul 2002, începând cu primul trimestru. Așa am gândit periodicitatea ei și de atunci am păstrat acest ritm trimestrial. Ea a început în cadrul Școlii Biblice pentru Copii Betel, împreună cu învățătorii, care la început au fost sub 10. După ce numărul claselor s-a mărit, am ajuns la 30. Și apoi, în ultimii ani, în jur de 70 de învățători sau chiar mai mult. Nu aveam experiență editorială. A fost un debut pentru noi toți, dar am pornit cu încredere în Domnul, având ca bază Scripturile și dorind să facem o lucrare pentru Dumnezeu, în prim plan, în mod exprim, pentru copii. De la început am pornit cu ideea ca revista să fie distribuită fără a se plăti contravaloarea ei, nici măcar cea de tipar. Aceasta gândindu-ne că unii părinți nu realizează în mod suficient nevoia educației și nu vor face un abonament pentru copiilor. Dar pentru ca aceasta să poată fi dovedit, cum spun frații noștri peste Carpați, adică a se putea realiza, ne trebuiau donatori. Am început cu un tiraj restrâns de 1000 de bucăți pe exemplar, pe număr, și ne-am extins până la 4000. După cum a decurs lucrarea, s-au mulțit punctele de distribuție, abonamentele toate fiind gratis, și am ajuns de-a lungul anilor să distribuim în sute de biserici aceste reviste. Dacă cineva ar putea să facă un calcul, au fost cu siguranță 10.000 de copii care au beneficiat de o literatură cât de cât pe lângă ceea ce aveau, evident pe lângă Scripturi în primul rând, în a învăța din cele sfinte. Atunci când am mărit tirajul, ne-am rugat lui Dumnezeu și mi-amintesc de o experiență pe care o spun pe scurt. Eram la adunare în data de 31 decembrie a unui an și am pus un semn, Doamne, urma din trimestrul întâi al anului următor să mărim tirajul, dacă vrei să ne ajuți, atunci fă ca cineva să facă o donație chiar în această noapte, dar să fie nu cineva dintre colaboratori, ci cineva la care nici nu m-aș fi gândit că este interesat de revista aceasta. Se rânase slujba după ora 12 noaptea și a venit o mamă. Putem spune mamă, a născut 18 copii, pe de adevăratelea mamă, și a zis, vreau să fac o donație pentru revista Betel. Și am spus, soră, lăsați, veniți mâine, atunci este casierul, când veniți la biserică. Dar ați venit acum ca să împliniți un semn pe care l-am pus ca dovadă că Dumnezeu a semnat actul adițional și putem să mărim tirajul revistei. Scopul pentru care am ținut ca această revistă să apară în peisajul literar creștin, în literatura pentru copii, a fost în a apropia copiii de Scripturi. Pentru că materiale există, dar am vrut ceva cât mai aproape de Biblie. Tot în vederea îndeplinirii acestui scop, am inițiat în fiecare număr a revistei câteva pagini în regim de concurs. Dar și aici am vrut să fim după Scripturi, în sensul că fiecare concura cu sine însuși, nu existau perdanți. Ce însemna aceasta? Fiecare când acumula 100 de puncte, era premiat.
Și nu se putea acumula 100 de puncte de la un singur număr, pentru că voiam ca să fie o continuitate a studierii Bibliei și acestor materiale. Așa că unii după 2, după 3 numere, după 4, depinde fiecare cât era de harnic, de isteț, putea să primească un premiu. Am vrut ca toți să poată beneficia și să fie retribuiți așa cum se cuvine. Aș mai spune în final un singur lucru dintre multele care se pot spune. Primul rând, ajutorul lui Dumnezeu, colaborarea pe parcurs a tuturor celor care au contribuit cu materiale sau cu partea financiară, ceva ce cred că ține de reușita unei lucrări. După aproximativ 20 de ani am predat implicarea mea în această revistă, în ce privește coordonarea, deși nu m-am numit niciodată redactor șef, unui frate pe care l-am considerat demn și potrivit pentru această lucrare. Pentru mine este o bucurie, pentru întreaga lucrare ce se face la Școala Biblică pentru Copii Betel, acești învățători minunați contribuie la răspândirea mesajului sacru în multe, multe și multe familii. Realizările, reușitele, greșelile sunt toate în evidența lui Dumnezeu, căruia vreau să-i mulțumesc și în general, nu doar în ce privește lucrarea aceasta și predicarea și orice altă implicare am avut în plan spiritual, am socotit nu că îi fac un serviciu lui Dumnezeu, ci că El îmi face o favoare ca să pot să vestesc pe care orală sau și înscris ceea ce îmi place, lucrările sale. Pentru toate acestea, fie binecuvântat numele Domnului și fie mântuiți, vorba apostolului Pavel, cât mai mulți. Amin.